aducem un... Da, dar nu avem dus în alțime, am pompat în spate. E bal, a, o aflăm pe 2E, din teorema lui Pitagora în 2E, bă, și gata. Și s-a avut 2E o foarte bună. Da? Da. Cât ar fi 2E? Hai să zicem deodată. 2E este egal cu... Radical din. Radical din. Radical din. De cu pătrat. Nu? Da, minus e b, e b la pătrat și egal cu radical de 6 de b, 36 așa, 36 minus 4 la pătrat 16 așa? Da, 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 radical de 20 la radical de 20, care face 2 radical de 5 și atunci area triunghiului a, b, d, n triunghiului A, B, D. A, B, ori D, E, ori D, E, pe 2. Pe 2. Adică o octă, ori 2, radical din 5, pe 2, tot 8, radical din 5. 8, radical din 5, centimetri pătrați, da? 2, D, A. Punctul B. Trebuie să arătăm pe G1 G2, pare cu planul ABC. E, deci G1 G2 e paralel cu planul ABC. Mergem în planul NFA. În planul NFA. FA, da. G1 și G2 e paralel cu NF. G1 și G2 paralel cu NF. De unde știi? Pentru că dacă o să aflăm, bine am zis ce e într-un triunghi, cum N e congruent cu AF. N. A. A e congruent cu AF. N. A. A e congruent cu AF. Cu AF. Care e triunghi isoscel. Asta e triunghi isoscel. Că da. Sunt median în triunghi isoscel, e clar. Deci N, A, N, A cu N, F. De cu AF. Cu AF. Da. Știu că NF, că acolo și pe NF, dacă vrem. Pe NF. Pentru un ghiudă că pe NF e din mijlocie. Deci NF, în triunghiul care e DKB. DKB este, da. Cu adevărat, din mijlocie și e paralelă cu CB, da? Da, cu jumătate. Și noi știm că pentru că ăla e NF, ăla e isoscel, cum G1, e două ori G1, N. N, F, A, este isoscel. De două ori G1, N, egal cu N, A. Egal cu... De trei ori G1, N, egal cu N, A. Deci de trei ori... G1, N. G1, N. Egal cu... Adică, ca să înțelegem, știi bine că e o treime de bază și două treime de vârf. Da. Și tu ai spus că N, G1, supra G1A. Exact. Și atunci ajungi foarte repede să spui că G1 G2 e paralel cu NF. Cu NF e paralel cu CB, restul că G1 G2 e paralel cu CB și restul că e paralel cu planul ABC. Pentru că ce știi tu? Că NF e paralel cu CB. NF e paralel cu? CB. Cu CB, da. Și G1 G2 e paralel cu... Acelul să fie paralel cu plan. Păi așa. Dacă e paralelă cu o latură din plan, e paralelă cu tot planul. Cu o dreaptă, zic. Da, ea e. Da, dacă e paralelă cu o dreaptă din plan, e paralelă cu tot planul. Deci, poate cu mine tu ai reușit să arăți că G1, G2 e paralelă cu BC, care e inclus în planul ABC. Da. Deci e clar că G1, G2 e paralelă cu planul ABC. Avem o teoremă care spune dacă o dreaptă e paralelă cu o dreaptă dintr-un plan, ea e paralelă cu tot planul. Bun. Măsura lui G1, G2 și cu AC. G1, G2 cu A, C. G1, G2 și cu A, C. Da. AC e paralel cu... Ducem într-un gât a cărui în mijlocie. Dar mai dai G1, G2 cu cine spune că e paralel? Cu CB. A, da, un ghiudin cred că a B, numai, din 60. Bun, atunci n-ar fi condiția. Un ghiudin ce, nu? N-ar fi condiția. Da? Deci, vedeți, cum se leagă. S-a legat foarte bine. G1, G2 am arătat că e paralelă cu BC. Și cele unghiul format pe care face G1, G2 cu AC. Și cum nota și cu echilateral, problema a fost și aici. Dar
Nu mai vezi, da? Adică pe aici am, da? Da. Da. Unghiul pe aici am. Da. Deci două drepte, vezi că este ieme, pentru s-o paralelă aceea. Nu se scrie, nu mai redactăm, se scrie în sinteza. Da, sinteza. La primul subiect am făcut sisteme de ecuații. Sisteme de ecuații. Punerea unei probleme în... Într-un sistem de ecuații. Da. Sistem de ecuații, punerea unei probleme. Într-un sistem. Sistem. La 2 am făcut procente. Așa. La 1, da? Da, la 2 am făcut procente. Procente. Și am devenit acolo, da? Da, 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 da. Da. La după 3. Aceea, la 3 am făcut funcția este x. Maximul și minimum unei funcții. Da. Maximul. Și maximum, paranteze, minimul. Unei funcții de gradul 2. 2, da. La 5 am făcut explicitarea modului sau la 4. 4, da. Știți că a fost un desen la prima și la aia. La ce am făcut explicitarea modului. Explicitarea modului, da. Modului operației cu mie. Aia. Modul. Ordine, trecuri, operații, doar să nu știu ce a fost. Este cu ceva ce. Operații în ea. Da, operații în ea. Operații. La subiectul 3 am avut așa, la prima problemă, pătrat cer care e pătratul în care cercul e lungimea cerului. Deci la... Subiectul următor. Deci am avut așa, pătrat. Pătrat. Cerc. Aria pătratului, aria cercului. Aria pătratului. Aria cercului. A cercului. Și la a doua problemă, centrul de greutate care se află în intersecția medianelor, este important. Ați explicat despre toate astea. Așa. Intersecția medianelor de centrul de greutate. Intersecția mediatoarelor, centrul cercului circumscris. Da. Intersecția, așa e. Intersecția... Mediană. Secția mediană. Rezultă centrul de greutate. Mediane, la centru de greutate. Da, intersecția mediatoarelor. Greutate. Intersecția mediatoarelor. Centrul cercului circumscris. Da? Centrul cercului circumscris. Intersecția bisectoarelor. A bisectoarelor. Centru cercului înscris. Centru cercului înscris. Intersecția înălțimilor. Înălțimilor. Optocentrul. Cred că două cele mai importante. În rest, Pitagora. Sigur. Paralelism. Optocentrul. Vă mai amintiți unde se folosea foarte des problema asta a intersecției înălțimilor. Când ne propuneam să arătăm cu o dreaptă perpendiculară pe o alta, în plan, surprindeam două dintre ele și a treia care deși pe acolo n-ar ce face decât de înălțimi. Foarte des. Da, 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 foarte mult. Așa. Și aici, la problema asta, mai fi fost important ce? Unghiul a două drepte. Nu? Aici am văzut pe unghiul a două drepte. Da, și iarăși G1 ăsta, G2, G1 e la o dreaptă. Paralelă, o dreaptă paralelă cu un plan, da? Da, dreaptă paralelă cu un plan. Dreaptă paralelă cu un plan. Paralelă cu un plan. Un plan. Și... unghiul format de două drepte în spațiu. Unghiul format de două
În spațiu. În spațiu. Acolo, cam asta a fost, da? La revedere, vă mulțumim doar.